nostru? Ce? Ce filmați? Și cine am voie? Nu! Există o vorbă din bătrân care spune că Dumnezeu nu bate cu parul. Zicala s-a adeverit foarte bine în cazul consilierului onorific al premierului Viorica Dăncilă. Anca Alexandrescu a ieșit șifonată de la vizita efectuată luni seară la Brașov. Dacă premierul Viorica Dăncilă a fost huiduită, doamna consilier onorific a fost lovită, dar nu de soartă, ci de o ușă. În loc să se ocupe de imaginea doamnei premier sau cel puțin să pare interesată de evenimentele provocate de calamitățile naturale, singura grijă a doamnei Alexandrescu a fost, în cadrul vizitei de la prefectură, să nu lase reporterul Brașov TV să filmeze întâlnirea pe care Viorica Dăncilă o avea cu autoritățile locale. Nostru? Ce? Ce filmați? Și cine am voie? Nu! Anca Alexandrescu este fica jurnalistului Horea Alexandrescu. A condus departamentele de comunicare din timpul guvernelor Adrian Năstase și Victor Ponta. L-a consiliat și pe fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu. Este, în același timp, și consilierul de imagine al președintelui PSD, Liviu Dragnea.